o șansă să participe la un eveniment important pentru viața lor în timpul olimpismului românesc. Într-adevăr, faptul că din cele 8.500 de școli care au luat startul în debutul acestei competiții au venit aici cele mai bune 8 școli din România pe ramură de sport, înseamnă un câștig în primul rând pentru ei. Înseamnă un câștig pentru noi, pentru faptul că am reușit, iată, să punem la dispoziție sau vom pune la dispoziție următoarea lună de zile baza sportivă pentru această întrecere și, așa cum spuneam mai devreme, indiferent dacă vor ajunge sau nu mari campioni, important e mesajul pe care vă-l transmite când se vor întoarce acasă, acela că există interes, există dorință de a duce mai departe sportul de masă și nu în ultimul rând un drum către sportul de mare performanță. În mod sigur va crea emulații atât pentru ei, pentru dascălii lor și nu în ultimul rând pentru părinții care în mod sigur o să-și dorească să-i îndrume către o ramură de sport, către o disciplină. Au avut aici și câteva modele în jurul cu titlul campion olimpic, cu Cătălina Ponov. Îi va ajuta, nu știu, îi va motiva un exemplu pentru ei? În mod sigur. Și așa cum spuneam și în deschidere, e foarte important să înțeleagă că drumul este destul de greu, dar nu fără un final fericit, acela de a trece de pe suprafața de joc în galeria foto a celor mai buni sportivi pe care i-a avut și are România. Cătălina, cum se te află în rândul copiilor? Din nou, o competiție importantă pentru ei, se află în templul olimpismului românesc. Este foarte important pentru mine, îmi place să mă implic în sport, îmi place să mă implic în tot ceea ce înseamnă copii generație nouă, iar eu sper să le dau un plus de energie, de experiență, de putere, de muncă, de trecere peste orice fel de problemă. Mi-aduce aminte de acea perioadă a copilăriei, în gimnastică este o perioadă plină de sacrificii. Bineînțeles că mi-aduc aminte de acea perioadă. Sacrificiile, eu zic că vin la pachet. Și până la urma urmei trebuie să ți le asumi dacă vrei și îți dorești să ajungi cât mai sus și cât mai departe. O parte din acești copii poate s-ar putea să ajungă viitor campion. Este posibil? Îmi doresc din tot sufletul să ajungă viitor campion. Tocmai de asta îi încurajez și am încredere în ei. Sper ca generațiile care vin să reușească să aducă atât de multe sau cel puțin jumătate din medalii pe care noi am reușit ca generație veche să le aducem.